seara, doamnelor și domnilor, la Capital Special, în această seară după încheierea alegerilor locale la Vulcan, s-a ales Cristian Merișanu, primarul municipiului Vulcan, pe care am plăcerea să l-am alături de mine. Bună seara, domnule primar! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor care ne urmăresc! Domnule primar, să intru direct în subiect. Cum ați găsit orașul după 16 ani de guvernare, Gheorghe Ile? Da, vreau să vă spun că sunt foarte multe lucruri de făcut în Vulcan. Am găsit foarte multe lucruri care eu nu le consider la locul lor. În primul rând, în ceea ce privește organizarea, dar vom lua lucrurile pe rând, vom lua compartimentele din cadrul primăriei pe fiecare în parte, voi discuta cu toți angajații de toți funcționarii publici din cadrul primăriei municipiului Vulcan. Am avut o primă discuție cu cei din conducerea primăriei. Le-am spus foarte sigur pe mine care sunt obiectivele pe care ne le-am propus în cei 4 ani, ceea ce vrem să realizăm. Și cei care vor să facă treabă și să regăsesc în acest proiect al meu de management pentru Primăria Vulcan să rămână să facă treabă, cei care nu vor să facă treabă sau nu se regăsesc, sunt liberi să plece, nu-i ține nimeni în primărie. Toată lumea se aștepta că ajungând odată la municipiu, la conducerea Primăriei Vulcan, să dau afară oameni, să elimin funcționarii pe cei care nu-mi convin, pe cei care ar fi rude cu alte persoane, cu alți candidați. Nu s-a întâmplat așa, nu se va întâmpla așa. Doar le-am spus și lor, îi voi pune la muncă, vom acționa așa cum știu eu și vom face ceea ce trebuie pentru municipiul Vulcan. Iar așa cum am spus, cei care se regăsesc în acest mod de lucru, în acest mod de a munci pentru municipiul Vulcan, sunt liberi să rămână și să facă treabă, iar cei care nu se vor regăsi, probabil se vor tria de la sine. În municipiul Vulcan sunt foarte multe lucruri de făcut. Am făcut în aceste zile un mic inventar la tot domeniul public pe care îl avem, să vedem care ar fi urgențele care le considerăm noi în acest moment. Am avut o primă întâlnire cu toți directorii școlilor, așa cum am promis și în campanie. Școlile sunt copiii noștri, de fapt, sunt cei mai importanți și din acest motiv am avut o întâlnire cu toți directorii școlilor pentru a vedea care sunt problemele lor, având în vedere că iarna se apropie cu pași repezi. Și am discutat cu ei despre nevoile pe care le au, cu ce putem să-i ajutăm noi, modul cum funcționează fiecare în această perioadă de pandemie și cred că am ajuns la concluzia că vom avea o bună colaborare atât cu directorii adjuncți, dar și cu educatorii școlari, cu cei care se ocupă de partea culturală a școlilor. Le-am propus că chiar dacă suntem în această perioadă de pandemie, să nu renunțe la activitățile extrașcolare pe care școlile le făceau cu elevii, chiar dacă vor fi nevoiți să facă în mediul online sau să facă cu clase diferite, ei să nu renunțe la aceste activități care sunt foarte benefice pentru copiii din Vulcan. Duc la educarea acestora, spiritul lor de inițiativă și toată lumea a fost de acord că vor face activități, aveau încă unele chiar începute, deși dânsii s-au gândit la acest lucru. A spus că cel mai important pentru mine este învățământul, spitalul, poliția. Acestea au fost primele 3 lucruri. Am chemat managerul Spitalului Municipiului Vulcan la o discuție care nu a durat mai mult de 10 minute, după care și-a dat demisia, spunând că nu se regăsește și nu vrea să lucreze așa în continuare. I-a reproșat faptul că toate spitalele suport COVID și COVID din țară au accesat fonduri în această perioadă și vă dau un exemplu. Spitalul Municipiului Lupeni a accesat 3,2 milioane de euro, în jur de 15
150 de miliarde de lei vechi, ca să înțeleagă oamenii, nu trebuiau decât scrise niște fișe de proiect. Noi la primăria Vulcan deja... Care putea fi făcut și de spitalul din Vulcan, nu? Putea fi făcut, da. Domnul manager a fost chiar contactat de către anumite persoane. Chiar dacă nu eram în primăria Vulcan, eram la curent cu tot ceea ce se întâmplă și m-am zbătut din afara primăriei. Pur și simplu nu a vrut să acceseze aceste fonduri. Acum este târziu. Astăzi am fost la DSP, am vorbit cu domnul Mezei. Până la 30 septembrie a fost ultima dată când s-au putut depune. Am citit că peste 100 și ceva de spitale au accesat astfel de fonduri. Bun, chestia asta mi se pare că poate fi făcută și o plângere penală în sensul ăsta. Mi se pare că aceste negligență în serviciu, gravă negligență în serviciu. Aceste lucruri s-au făcut cu bună știință. Așa cum am zis, s-a intenționat de către fostul primar și managerul să se ducă spitalul către un spital de boli cronice, să-i scadă gradul și cât posibil să se închidă din secții. Vă spun că această finanțare a fost foarte simplă, trebuia doar o finanțare, era spital COVID și absolut toate cheltuielile s-ar fi primit pentru diverse activități. În fine, nu vreau să mai vorbim despre greaua moștenire, dar... Este o gaură imensă, 150 de miliarde vechi, cum? Da, este o sumă foarte mare care pentru Spitalul Vulcan ar fi fost acum o gură de oxigen, ne-am fi putut moderniza, am fi putut... face multe lucruri, ce să mai cu acești bani, nici n-are rost să vorbim. A doua problemă care am reproșat a fost faptul că nu s-a lucrat aproape deloc pentru acreditarea spitalului. Se știe că în luna aprilie avem din nou vizită pentru acreditare, am ratat prima acreditare, iar acum la a doua vizită nu aș vrea să avem vreo surpriză, chiar dacă suntem în perioadă COVID și știu că probabil a fost un pic mai greu de lucrat în această perioadă, nu se justifică faptul că nu s-a făcut mai nimic pentru aceasta. Acestea au fost doar motivele, nu vorbesc de greaua moștenire, așa cum am zis. După două zile în care am luat contact cu directorul medical, i-am spus ceea ce vreți să facem în spital și am rugat-o pe doamna Ingrid, doamna doctor Ingrid, să facem tot ceea ce ne stă în putință să aducem spitalul pe linia de plutire. Am spus dacă este nevoie, stăm peste program, venim, sunăm, umblăm peste tot. Vreau să zic că maxim 48 de ore a durat, după care nici dumneavoastră i-a spus că nu se regăsește pentru că n-au făcut nimic în această perioadă. Vă spun foarte clar, nu s-a făcut nimic pentru dezvoltarea spitalului, pentru funcționarea lui pe termen lung. S-a gândit foarte mult pe termen scurt, ce facem luna aceasta, ce facem luna viitoare, dar nimic mai mult. Așa că și directorul medical a fost locuit după aceasta. Efectivul medical este ok? Adică aveți suficienți doctori, asistente, infirmieri? Da, am discutat cu doctorii, nu sunt probleme din partea dumnealor. Acum suntem în tratative și cu alți doctori, pentru că și aceasta a fost o problemă. În ultimii ani foarte puțini doctori au venit către municipiul Vulcan. Eu zic că stăm bine la acest capitol și domnul manager are ca obiectiv să acrediteze spitalul și să nu aibă datorii. Dacă se poate, ne dorim foarte mult înființarea acelui ATI despre care se tot vorbește. Așa cum v-am zis, astăzi am avut deja o primă vizită la DSP, la Deva, cu domnul director Mezei. Am fost împreună cu managerul spitalului. Am discutat care ar fi posibilitățile, care sunt pașii de urmat. Într-adevăr, este foarte greu de înființat acest ATI odată desființat, dar eu voi face tot ceea ce ține de mine să încerc să redeschid acest ATI, foarte necesar acum în pandemie, când toată lumea are nevoie de paturi, de ventilatoare. Și următoarea vizită o voi face la București, la Ministerul Sănătății, unde sper să găsesc înțelegere și să ne ajute în această problemă. Este o problemă grea care, dacă se pornea mai de mult, așa cum vorbeam de acei bani, poate noi am fi putut face câteva dotări, să arătăm ministerului că am făcut ceva,
Acum tot ceea ce vom face va trebui să facem din bugetul local și va fi un efort foarte greu pentru toți cetățenii din municipiul Vulcan. Dar eu zic că municipiul Vulcan, fără un spital performant, așa cum a fost el întotdeauna, nu poate să existe și eu mă voi zbate până în ultima zi când se poate pentru acest ATI, care unii știu, unii știu, acest ATI ține practic și gradul spitalului. Pentru că neavând ATI nu putem ține secții chirurgicale, cum avem secția de obstetrică-ginecologie, o secție care practic ține gradul spitalului. Pierzând acest grad o să pierdem 30% din finanțarea de la Casa de Sănătate. Aici au fost jocurile lor pe care noi de când eram consilieri le-am demascat și am încercat și am făcut tot posibilul să-i oprim. Nu a reușit decât în acest moment prin intrarea mea la primărie și sperăm de acum încolo să reușim să mai salvăm ceea ce se mai poate salva. M-ați întrebat ce am făcut, deci partea de învățământ, partea de spital. Am promis oamenilor că în ceea ce privește poliția locală o să-i aduc poliția aproape de ei. Deja am analizat posibilitatea de a muta poliția locală în zona Ciupercă, în Ciuperca, care se află chiar în piața agroalimentară, o zonă în care foarte, foarte multe persoane în vârstă își fac cumpărăturile și toată lumea știe că sunt agresați de anumite persoane. Vrem să facem din poliția locală o poliție performantă, să fie cu adevărat în slujba cetățenilor, să fie mereu aproape și foarte vizibil de acum încolo. Nu poate funcționa această poliție locală fără a avea anumite dotări. Deja am demarat proiectul pentru montare de camere de luat vederi pe tot bulevardul municipiului Vulcan pentru a le ușura munca atât polițiștilor locali cât și poliției naționale. Sunt foarte multe solicitări din partea acestora cu ani în urmă pentru a monta un sistem de supraveghere performant, pentru a putea supraveghea orașul și pentru a putea găsi mult mai ușor pe cei care sunt certați cu legea. Da, ce veți face cu centrul orașului, care, așa cum povesteam și în campanie, este din calea afară de urât, ca să folosesc doar un termen mai blând? Da, acum vechea conducere a făcut câteva modificări prin acele bazine de apă pe care le-au umplut cu pământ și au pus flori. Acum suntem într-o situație în care, având acele flori pe mijlocul bulevardului, nu mai este chiar așa de dezolant peisajul. Da, se îngustează, e foarte îngust. Se îngustează, într-adevăr, acest lucru este de când s-a modernizat bulevardul. Dar nu consider că este chiar prima necesitate acum, în această toamnă, în această iarnă, iar de la anul vom consulta, vreau să consult toți locuitorii, sau mă rog, cei care se implică din municipiul Vulcan și împreună să alegem soluția pe care o doresc și dumnealor pentru bulevardul municipiului Vulcan. Până atunci am considerat mult mai important să asigur căldura, de exemplu, la toate apartamentele din fondul locativ, cele sociale pe care le deține primăria, încă de a doua zi de când am ajuns. Având foarte multe solicitări din partea oamenilor, am pornit căldura atât la ceurile din zona Dincă, cât și la G8-G10, blocurile sociale pe care le are primăria, situate pe Aleea Muncii. Am considerat că este mult mai important să ajutăm oamenii, iar de acum încolo, în cele 2-3 luni, să vedem care sunt exact prioritățile acestora. Da, să ne întoarcem un pic la configurația politică a Consiliului Local. Până la urmă, câți consilieri sunt și de la ce partide? Da, sunt 19 consilieri, PSD are 7 consilieri, Pro-România 5 consilieri, USR 5 consilieri și PNL 2 consilieri. Din păcate pentru mine, ca și primar, oamenii au votat la Consiliul Local mult mai mulți Partidul Social Democrat, dar nu vă ascund că am avut o primă întâlnire cu toți consilierii, adică eu am chemat alături de mine toți cei 19 consilieri.
toți consilieri de la toate partidele și le-am propus să facem o alianță pentru Vulcan. O alianță pentru Vulcan care nu înseamnă că semnăm niște hârtii și toată lumea face numai ce zice primarul. I-am chemat pe toți la o construcție, i-am chemat pe toți să vină cu proiectele cu care au fost în campania electorală. Dacă vă amintiți, aici în emisiune am spus că și după alegeri o să-i chem pe toți să vină cu toate proiectele bune pe care le au și să ne punem pe treabă. Am făcut o conferință de presă atunci în care, la care i-am chemat pe toți. Din păcate au venit doar cei de la PSD, au venit și cei doi consilieri de la PNL, iar cei cinci de la USR nu au dorit să vină, spunând că ei vor face o opoziție și că se vor opune proiectelor, mă rog, proiectelor pe care ei le consideră neadecvate pentru municipiul Vulcan. Nici nu le-am cerut să voteze proiectele, le-am cerut doar să vină în această construcție. Din păcate, cei doi consilieri de la PNL, după ce au venit la această construcție, conducerea lor județeană a considerat că nu e bine să se implice în conducerea municipiului Vulcan și le-a retras sprijinul politic, făcând efectiv politică în loc să facem administrație în Vulcan, le-a retras sprijinul, încercând să-i înlocuiască cu alți consilieri care să facă o opoziție și să încerce să încurce într-un fel realizarea proiectelor. Cei doi consilieri au făcut contestație, au fost validați până la urmă, au depus jurământul, iar la această oră sunt consilieri locali și au promis că avem tot sprijinul lor atunci când avem proiecte bune pentru Vulcan și bineînțeles că ne vor trage de mânecă atunci când nu vom face treabă. Deci la momentul acesta noi împreună cu PSD-ul avem 12 consilieri. Dacă m-ați întrebat, vrem să facem o alianță și am hotărât deja la nivelul conducerilor și conducerilor județene cu PSD-ul, cu PNL-ul doar cu cei doi consilieri, cum am spus. Bine, cei doi consilieri foști la PNL sau care e statutul lor actual? Statutul lor, eu nu am studiat foarte bine statutul lor, ei au fost... Că dacă proiectul se va implica în această poveste, va trebui Păi nu e chiar așa, pentru că depinde cum au statutul. Eu am înțeles că în statutul lor nu există retragerea sprijinului politic, nu există posibilitatea de a da afară doi consilieri doar pentru anumite fapte mult mai grave. Deci acesta nu, deci practic ei doi n-au făcut nimic rău pentru a fi dați afară din partid. Nimic ce se prevede în statutul partidului. Așa că ei cred că s-au grăbit atunci cu datul lor afară, iar acum va trebui să aștepte o hotărâre judecătorească pentru că înțeleg că sunt într-o judecată. Noi, cu ei sau fără ei, la nivelul conducerii județene am stabilit o alianță la Vulcan cu Partidul Social Democrat pentru că aveau 7 consilieri și eu am spus totdeauna că o să fiu un om corect și voi fi un om corect și foarte transparent în tot ceea ce înseamnă conducerea municipiului Vulcan. Am ales ca viceprimarul să fie din partea Partidului Social Democrat, având cei mai mulți consilieri. Am și avut anumite întâlniri cu ei și am hotărât ca doamna director Socaci Malvine, director la Liceul Tehnologic din municipiul Vulcan, să fie viceprimarul care va fi alături de mine și împreună cu care eu zic că vom face foarte multe lucruri bune. Am ales un cadru didactic, tocmai pentru ceea ce am vorbit anterior. În această perioadă de pandemie, eu zic că acești copii ai noștri sunt ceea ce ne interesează până la urmă cel mai mult, pentru că tot ceea ce facem, facem pentru copiii noștri. Iar un director care vine din sistemul de învățământ și se va putea ocupa poate mult mai bine de tot ceea ce înseamnă, sunt peste 2.000-2.500 de elevi în municipiul Vulcan, și foarte mulți tineri, doamna director Socaș Malvine, eu zic că are experiența necesară, are capacitatea de a se implica foarte mult, în primul rând, în această problemă, pe care eu o consider foarte importantă și implicându-se acolo, îmi va degreva oarecum o anumită problemă foarte importantă la acest moment, nu numai municipiul Vulcan.
Deci doamna Socaș Malvine are sprijinul nostru, vineri de la ora 10 va fi ședința de Consiliu Local, în care eu sper să nu fie surprize. Păi și dacă până la urmă va fi o surpriză acum, dacă tot discutăm, nu? Eu dacă cred că... vă pomeniți cu Gheorghe Ile, viceprimar. Da, a fost și această variantă, adică domnul Ile se pare că și-a dorit să fie viceprimar, sau mă rog, și-a exprimat dorința, dar în discuțiile care au fost în cadrul partidului, unde s-a hotărât, așa cum se hotărăsc aceste lucruri în cadrul unei organizații, s-a hotărât că doamna Socaș Malvine are sprijinul Partidului Social Democrat, iar noi pro România venim în sprijinul dumneaei. Am înțeles că Dan Marinescu de la USR cu 5 consilieri dorește să fie el viceprimar. În fine, este dorința dumnealui. Eu cred că va rămâne doar cu această dorință, dacă mă întrebați pe mine. Da, mă rog, noastră știți mai bine acolo cum vă faceți bucătărie internă, dar și cu USR-ul puteți să faceți majoritate, nu? Dacă s-a bine să mă gândesc. Puteam să facem cu oricine. Eu am avut o întâlnire care pot să vă și spun. Am avut o întâlnire cu președintele, cu candidatul de la USR, cu Dan Marinescu, în care i-am propus să vină și el alături de noi în această construcție, să vină, să pună umărul, să vină cu proiectele pe care le are. Mi-a spus distar că el intră în opoziție, el vine doar dacă este el viceprimar, având foarte multe pretenții pe care nu mi s-au părut în regulă. După care a ieșit la o televiziune la care a spus foarte multe minciuni despre discuția noastră și din acel moment am considerat că nu are rost să mai am niciun fel de discuție cu un om care nu are caracter din punctul meu de vedere, care a mers și a spus cu totul și cu totul alte lucruri. Adică vorbim un lucru, i-a spus, da, ne vorbim ca prieteni, ne știm din Vulcan, suntem tineri, hai să vedem cum putem face, după care el la câteva ore sau a doua zi s-a dus la o televiziune locală în care pur și simplu, uitându-mă, am fost surprins de ceea ce spunea vis-a-vis de întâlnirea noastră. Nici măcar nu o să intru în amănunte, vreau doar să spun că nu este un om cu care se poate lucra. Toți colegii lui cu care a lucrat spun acest lucru, indiferent la ce partid a fost, a creat în jurul lui doar dușmănie și, știu eu, adversitate între oameni. S-au văzut aceste lucruri de când a pornit la luptă. A pornit în politică cu Govor, după care a făcut tot posibilul, s-au certat. A fost la PNL, unde a rupt acel PNL în mai multe bucăți de două ori, după care a plecat independent, după care s-a dus la USR. Mă rog, nu vreau să vorbesc despre el foarte mult, dar nu este un om care aș putea face treaba. Sunt convins însă că ceilalți consilieri de la USR Vulcan, pe care i-am văzut oameni așezați, oameni cu caracter, sunt convins că atunci când vor fi proiecte bune, nu vor vota împotrivă doar de dragul de a respinge anumite proiecte. I-am văzut de la primele discuții pe care le-am avut și oamenii par hotărâți să vină într-o construcție, dar fiind acest lider care așa cum v-am spus, doar învrăjbește oamenii între ei, nu, oamenii nu pot să fie ceea ce își doresc cu adevărat. Cel puțin asta a fost concluzia mea pe care am tras-o. Sperăm că timpul va rezolva și ne va arăta care este adevărul. Deci nu puteam face o alianță cu USR-ul doar din cauza acestui personaj care există acolo. Deși probabil dacă nu era el, aș fi putut face cu ei și... Deși dacă analizăm bine, orice campanie electorală este un război fratricid, să spun așa, dacă e să analizăm și ce s-a afirmat în campanie între PSD și Pro-România, nu prea, nu știu, acum a pupat piața independenței, ce să zic. Da, eu nu am avut foarte multe atacuri vis-a-vis. Ei au atacat puternic. Ei au atacat, într-adevăr, au atacat puternic, dar eu personal nu am avut atacuri. Și foarte mult fake news-uri și... Exact, care se bănuiesc că ar fi venit din acea parte. Acum ce să vă zic, v-am spus, trebuie să fiți și corecți. Oamenii... Domnul Barba, ai și consilier? Domnul Barbu a ieșit consilier, a fost pe locul 2.
Dar acest vot al oamenilor din Vulcan arată că oamenii doresc PSD. Și au dorit Vulcan. O coabitare pro-România cu PSD. Să nu uităm că în stânga și în dreapta mea, la Lupen, la Oricani, scorul a fost aproape de 80% pentru PSD. Deci închipuiți-vă, aproape 80%, repet. Aninoasa Petrila, deci doar la Vulcan a reușit să-i duc undeva la 20 ceva la sută pe cei de la PSD. Eu zic că victoria mea este cu atât mai puternică și mai importantă, dar totuși să nu uităm că lumea a vrut să voteze bine, PSD. A votat pensiile și salariile, dacă stăm bine, că acum putea să fie oricine. Știu ce a votat, dar eu vreau să țin cont de dorința oamenilor din Vulcan și consider că la acest moment sunt mai mulți oameni în Vulcan care doresc o alianță cu PSD-ul decât oameni care doresc o alianță cu USR-ul. Iar eu țin cont de părerea oamenilor, la fel cum o să țin și de acum încolo, în ceea ce privesc lucrările pe care le vom face în municipiul Vulcan, și o să încep câteva lucrări chiar din acest an, chiar de săptămâna viitoare, cred că o să începem. De fapt am și început, deci am început și asfaltări, dar o să facem și săptămâna viitoare. În perioada Gheorghiile a fost mai subțire cu asfaltările, mai subțire cu anvelopările de blocuri. Vulcanul e un oraș și mult rămas în urmă față de celelalte localități ale Văii Jiului, care a știut să-și implementeze proiecte europene, să atragă bani europeni. Aici nu prea s-a întâmplat multe lucruri, nu s-au întâmplat multe lucruri în sensul ăsta. Da, am avut o discuție cu echipa de proiecte din Vulcan. Am spus-o întotdeauna și înainte de campanie, o spun și acum. Echipa de proiecte este una foarte, foarte valoroasă. E valoroasă, dar care n-au atras bani. Au atras foarte multe proiecte către municipiul Vulcan. Din păcate aici implicarea primarului a dus la încetinirea unora dintre proiecte, acea gândire a lui prin care le știa pe toate. Deci au fost câteva lucruri care au înfrânat faptul că nu i-au lăsat să gândească așa cum au dorit ei. Dar v-am spus, nu vreau să mai vorbesc de primar. De exemplu, astăzi am fost la Deva, pe lângă direcția sanitară, am fost la Consiliul Județean, unde am luat legătura cu administratorul public și cu președintele Consiliului Județean și am cerut sprijin să deblocăm unul din cele mai mari proiecte pentru Valea Jiului, proiectul cu Green Line-ul. Exact. Un proiect de 20 de milioane de euro care stătea... Proiect mult întârziat, cu termen de finalizare acum 2 ani, parcă, nu? Mult întârziat, nu numai din cauza noastră. Pe fonduri europene se lucrează foarte greu, nu numai la nivel... Nu am spus că e final noastră, am spus că e întârziat cu mulți ani, cu 2 ani. Municipiul Vulcan e lider de proiect în acest proiect și vreau să vă spun că necesită o foarte mare energie, fiind 6 UAT-uri plus Consiliul Județean. În fine, am fost la județ, am deblocat o situație care era de multe luni, a fost și campanie, au fost alte priorități. Se pare că acum deblocăm, aveam termen peste 2 zile, altfel puteam poate chiar pierde acest proiect, care este într-o fază de aproape 60% faza de proiectare. Am deblocat cu sprijinul Consiliului Județean, cărora vreau să le mulțumesc pe această cale, că au înțeles ceea ce trebuie făcut. Și iată numai ce ușor s-au putut debloca niște lucruri. Bun, și în mod concret s-a deblocat în ce sens? Adică... S-a deblocat în faptul că poate trece mai departe. Consiliul Județean va trebui să dea o hotărâre de Consiliul Județean. A fost o lipsă de comunicare. N-are rost să mai intrăm în amănunte. Mă refer de aici încolo. Care sunt pașii care vor urma? Da, pașii care vor urma... Deci unul din cele două proiecte sunt două proiecte, două componente. Componenta 1 și 2. Unul din ele este foarte avansat în fază de licitație. Deci lucrurile merg oarecum bine. În maxim, cred că anul viitor o să poate începe în primele lucrări. Asta înseamnă că sunt două componente. Una pe care, ca să înțeleagă telespectatorii, o componentă pe care se vor achiziționa autobuzele electrice și o componentă care înseamnă infrastructura, adică drumul pe care merg aceste autobuze electrice. De la Valea de Braz la Lone. Exact. Drumul, deci infrastructura rutieră, după care staționarele care vor fi, așa cum am mai spus, cu afișaj electronic care indică cât timp mai
este până vine autobuz și așa mai departe. Garajul de autobuze unde acestea se încarcă, stațiile de stația încărcare. De încărcare care va fi în municipiul Vulcan și care va genera anumite locuri de muncă și cele de alte două stații care sunt la capetele, cele două capete, pentru că atunci când un autobuz poate rămâne fără curent accidental, se poate fi încărcat la capătul liniei, să zic așa. Deci sunt situații în care trebuie energia unui primar tânăr, energia unui primar care vrea cu adevărat să facă ceva și eu zic că sunt doar de o săptămână acolo și deja am început să punem în mișcare câteva rotițe, așa cum am spus, învățământul, spitalul, poliția, iată acum proiectele, am discutat despre ele și sunt foarte multe proiecte la Vulcan. Este ambulatoriul care iarăși s-a oprit într-o contestație și care sperăm în cel mai scurt timp să înceapă lucrările. Drumurile de Crividia, Colonie, care la fel vor începe în cel mai scurt timp. Acum încercăm să discutăm despre ceea ce trebuie făcut. Sunt foarte multe, le vom lua pe rând și vom discuta. Urgent ar fi totuși și anvelopările de blocuri, pentru că iată că vine iarna și sigur că iarna asta e compromisă, dar măcar pentru iarna viitoare. Avem patru blocuri prinse în proiectul de anvelopare. La două din ele deja s-au început lucrările. Am dat ordin să se grăbească puțin. Au început deja placarea, să zic așa, și se lucrează la acoperiș. Iar celelalte două blocuri mi s-a promis astăzi de către echipa de proiecte că în cel mai scurt timp se vor licita și acolo și vor începe lucrurile, poate chiar din toamna aceasta, adică chiar din luna noiembrie. Bazin de not, aveți în plan să faceți? La bazinul posibil de not, la fel avem acel proiect la care am lucrat și eu împreună cu echipa de proiecte. La fel, cum am spus, le-am cerut să urgenteze, au termen 12 luni. Am văzut că lucrările sunt un pic întârziate și am fost în teren, i-am grăbit un pic și iată că ieri deja au venit și au turnat primele picioare de beton, primele cife de beton pentru acest bazin de înot și aveți speranța că am promisiunea lor că se vor ține de aceste termene, 12 luni, ceea ce înseamnă că anul viitor, undeva pe vremea asta, presupunând că o să fie și ceva întârzieri, cum suntem obișnuiți de la constructorii noștri, undeva în vremea asta să putem da drumul bazinului de not. Un bazin foarte mult așteptat de copiii din Vulcan, în primul rând, de părinților, pentru că nu sunt foarte multe posibilități unde poți să duci copiii să facă un sport, să se dezvolte. Și foarte mulți dintre ei veneau la Petroșani, veneau aici la bazinul de înot, unde de foarte multe ori erau restricționați pentru că, fiind foarte mulți din toată Valea Jiului, trebuia să respecte un anumit program. Dar făcând acest bazin la Vulcan, vor putea veni și din zona Lupeniu, Rican, fiind mai aproape, și sperăm să-l facem și eficient la un moment dat. Da, vorbeați în campania electorală, printre altele, și de implicarea pe care o veți avea în baza sportivă a orașului. Da, aveți chiar un plan? Am un plan, avem un plan, avem un proiect până la urmă pe care l-am depus împreună cu Daniel Duna, președintele clubului sportiv. Un proiect la care mulți o să zică că sunt proiecte venite din urmă, dar este un proiect la care eu personal am lucrat cu Dani Duna și l-am rugat și ne-am rugat de primarul Gheorghe Ilie la vremea aceea să-l implementăm, pentru că spunea că nu o să avem nicio șansă și iată că acum, cu puțin timp în urmă, am primit aprobarea pentru acest proiect, vom primi finanțare, ceea ce înseamnă tribunele, înseamnă teren sintetic, înseamnă foarte multe pentru stadionul din Vulcan. Dar până atunci, zilele acestea, am trimis acolo un mic ajutor din partea primăriei pentru a nivela pista din jurul stadionului. Eu zic că în câteva zile va arăta foarte bine stadionul și pista din jurul lui. Sunt foarte mulți cetățeni din Vulcan, foarte mulți copii, elevi, care merg și aleargă acolo, care se pregătesc pentru anumite școli sportive.
Și am considerat că e bine să nu existe accidente, fiind foarte multe gropi deja, să vină sprijinul clubului sportiv, în sprijinul președintelui, Dani Duna, și am realizat această nivelare care prinde foarte bine pentru cei care practică sportul acolo. Bun, deci cam ăsta e începutul mandatului lui Cristi Merișanu la primăria din Vulcan. Asta pe parte administrativă. Hai să luăm și pe parte politică un pic. Știu că ați fuzionat prin absorpție cu ALDE sau, mă rog, încă nu s-au finalizat actele la tribunal, dar cei de la ALDE vor candida, mă rog, cei care sunt propuși pentru a candida pentru alegerile generale, deja s-au înscris în ALDE și în frunte cu președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, mă rog, și alții, vor candida pe listele pro-România. La județul Hunedoara, cum s-a bătut palma? Cum s-au finalizat discuțiile? Este o alianță foarte bună, consider benefică. O fuziune deja. O fuziune, da, până la urmă, da, că este fuziune prin absorpție. Mă bucur că s-a luat această decizie la nivel național. Domnul Ponta și domnul Tăriceanu s-au înțeles și... Mă rog, sunt vechi camarazi politici. Da, și sunt oameni de valoare, amândoi au fost prim-ministri foarte buni sau, mă rog, să spunem, performanți. Și au idei de viitor și eu zic că trebuie folosite aceste idei și de acum încolo. La nivel local, ca să iau de jos la mine, ALDE-le nu este organizația atât de puternică. Încă nici nu am avut discuții cu ei, ca să fiu sincer, la Vulcan, dar aș dori să am aceste discuții, să iau alături de mine, așa cum eu am chemat tot orașul alături de mine, tot municipiul, pe toată lumea îi chem alături de mine să facem, să dezvoltăm, să vină cu idei, așa că prinde bine ca o formațiune politică, chiar dacă este micuță, cum este ALDE Vulcan, să vină alături de noi. La nivel județean, discuțiile au fost între cei doi președinți, Emil Rișteiu și Mircea Ioan Moloț. Ei știu mai multe ce au discutat la nivel județean. Pot să vă zic doar că noi avem în jur de aproape 40 de consilieri județeni, de consilieri locali, aproape 40 de consilieri locali, iar ALDE-le au și aproape 20, ceea ce înseamnă că vom avea 60 de consilieri locali în județul Hunedoara, ceea ce este un lucru bun. Venind lângă cei patru consilieri județeni pe care are Pro-România, ALDE nu are niciun consilier județean, și cei doi primari pe care de asemenea Pro-România îi are. La nivel de alegeri parlamentare, discuțiile s-au dus între la nivelul conducerii, la nivelul conducerii naționale, și rezultatul a fost că sunt mai mulți candidați de la Pro-România, dacă nu cumva toți, la nivelul județului Hunedoara. Probabil s-a considerat că scorul mic pe care ALDE l-a avut în județul Hunedoara să dea Pro-României mai mult șansă aici. Urmând ca în alte județe, unde ALDE a obținut primari, poate, sau consilieri județeni, nu știu exact care e situația, acolo ei să aibă mai mulți candidați. Mă gândesc că așa s-a mers la nivel național, astfel încât la Senat primul candidat este Dacian Ciodaru, cel care a candidat ca și președinte al Consiliului Județean și a făcut o figură bună, zic eu, luând undeva la 15.000 de voturi în județul Hunedoara. Eu zic că este un rezultat bun, aproape 10%, să iei 15.000 de voturi în județ, într-un județ în care toată lumea a votat PSD pentru motivele știute. Eu zic că este totuși un rezultat bun. Va fi locul 1 la Senat, iar la Camera Deputaților, domnul deputat în funcție, Marica Sorin, va fi pe primul loc, iar pe locul 2, Emil Rișteiu, președintele partidului, iar pe locul 3, noi Vulcanul susținem pe doamna Dorina Băncilă, o fată de treabă care este de foarte mult timp în politică alături de mine, a fost președinta femeilor în organizația PSD când eram împreună, acum
va fi reprezentanta femeilor la nivel județean, pe care noi o susținem și de ce nu ne dorim să ajungă deputat să reprezinte Valea Jiului. Ce șanse de viceprimar aveți? Nu știu dacă mai sunt orașe unde nu s-a pus încă viceprimarul și Pro-România are... Da, șanse. Știu că se duc negocieri prin anumite comune, se negocieri la Simeria, pentru că Emil Jeșteiu să fie viceprimar, așa cum știe lumea, a pierdut acea primărie. La Petroșani există posibilitatea ca Feri Gheșner să fie viceprimar. Discuții sunt prin mai multe localități, poate la... Nu există un termen limită pentru a spune viceprimarul, nu? Nu, acum totul este la dispoziția primarului când face ședința de consiliu, dar cred că va trebui să se grăbească pentru că trece luna. Iar eu cel puțin trebuia să fac acum până vineri, pentru că am și o rectificare de buget care nu se poate face decât până la sfârșitul lunii. Păi și e nevoie de prezența viceprimarului? Nu este nevoie de prezența viceprimarului, dar având toți consilierii validați și fiind toți în funcție, mi se pare ne la locul lui să nu pui acest proiect pe ordinea de zi. Dar dacă o administrație nu dorește să pună acest lucru, probabil că e la latitudinea primarului. Poate să mai amâne acest lucru. Deci șanse ar fi. La Consiliul Județean nu s-au ales încă cei doi vicepreședinți. Am văzut doar o propunere din partea PSD. Poate și acolo Pro-România ar putea avea un vicepreședinte, deși PSD-ul are majoritate și nu are niciun motiv să dea un vicepreședinte altui partid. Având majoritate și poate pune cei doi vicepreședinți foarte ușor și lucrurile cam așa. Care mai sunt? Acum, sigur, poate nu sunteți cele mai măsură să dați un răspuns, dar probabil mai știți ceva din culisele partidului. Care mai sunt relațiile la nivel înalt între Pro-România și PSD? S-a plecat acum un an sau, mă rog, acum 6 luni, 8 luni, s-a plecat de la o idee că, domnule, să facem o alianță, să facem cutare, să vedem cum să ne unim forțele de stânga într-o alianță de stânga. Între timp lucrurile s-au răcit, chiar a devenit ușor ostile la un moment dat. Acum care mai sunt relațiile între cele două partide? Acum știți cum e, la nivel național există oameni în Pro-România care sunt prieteni cu oameni din PSD, există la fel membrii din Pro-România care se dușmănesc cu oameni din PSD. Totul depinde, la noi la Pro-România lucrurile sunt foarte clare. Domnul Ponta este președinte și incontestabil, ajutat acum de Tăriceanu. La PSD, în schimb, lucrurile sunt mult mai turbure. Acolo au un președinte interimar. Nu, au președinte plin, că au făcut congresul. Au făcut acel congres, ok. Dar am observat că lucrurile, în loc să se așeze în PSD, mai rău s-au deranjat prin neincluderea pe lista de candidați la Camera Deputaților. Am văzut foarte mulți. Șerban Nicolae nu s-a mai regăsit, Preșoianu. Da, Preșoianu, un om de valoare, dacă mă întrebați. Un de valoare, sigur. Care... Șerban Nicolae, de altfel, de ce nu? E păcat că nu s-a regăsit acolo. Ecaterina Andrunescu, PSD a fost Liviu Pop, fostul ministru al educației. A fost întotdeauna tabere la vârf în PSD, taberele pe care le-am simțit la momentul la care eram în acel partid și mergeam la alegeri sau la anumite congrese naționale, în care oamenii se vedeau că sunt împărțiți, fiecare încearcă să tragă către tabăra lui și de aceea vă zic că faptul că acum suntem cu Pro-România, mă refer la PSD, acum nu suntem, depinde care din această tabără este mai sus sau mai jos. Deci când vine o tabără care e Pro-România, automat se încheagă niște relații, când urcă o altă tabără, probabil apar aceste divergențe. Dar așteptăm alegerile parlamentare cu interes. Sperăm ca Pro-România să facă un scor foarte bun la nivel național, să treacă de 10%, undeva spre 15%, și cu scorul pe care îl face PSD și poate cu ceva parlamentarii independenți, să poată face o majoritate de stânga. Pentru că o majoritate de dreapta la acest moment mi se pare imposibilă. Mi se pare că cei de la USR
nu se regăsesc în această alianță cu PNL, USR-ul mai are agățat de el și acel plus, UDMR-ul știm că întotdeauna ei sunt cu cei care sunt mai mulți. Sunt cu putere. Da, deci ei de acum, înainte de alegeri, putem spune că sunt la guvernare după alegerile parlamentare, pentru că așa au fost întotdeauna. Atunci, adunând UDMR-ul cu cele două partide sau niște parlamentari independenți, eu zic că stânga va putea conduce și cred cu tărie că ar trebui să conducă stânga în România. Părerea mea, bineînțeles. Deși, din câte se pare, niciunul dintre partide nu va avea 50%, ceea ce îi va oferi președintele Iohannis posibilitatea să aleagă pe cine dorește. Da, așa este. Am văzut că prim-ministru Orban a spus că cel care va avea numărul cel mai mare de parlamentari ar trebui să dea primul ministru. Eu consider că acesta va fi probabil de la PSD. Nu cred. PNL-ul s-a degradat foarte mult fiind la guvernare. Părea mea că nu au demonstrat mare lucru. Din potrivă, toată lumea a avut așteptări mari că pleacă PSD-ul, care dădea pensii, salarii, alocații și mai știu eu ce, și vine PNL-ul care, bun, nu a mai dat aceste lucruri, dar nici nu a făcut altceva, să spunem, da, domne, nu a dat pensii, dar uite ce au făcut, au dezvoltat România așa cum au pe venele. Și s-au împrumutat, din păcate, în aproape un an de zile, mai mult decât s-a împrumutat PSD-ul în 3. Adică și substanțial mai mult. Ceea ce înseamnă că dacă PNL-ul va rămâne la guvernare, după alegeri va urma o perioadă de austeritate cruntă. Acum noi trebuie să ne gândim la ceea ce ne convine nouă, că până la urmă noi trăim într-o zonă, trăim în Valea Jiului, trăim într-o zonă care este de stânga. S-a văzut clar la alegerile locale că... Trăim într-o zonă cu pensii de peste 1000 de euro, nu? De 1000 de euro în sus. În fine, sunt de stânga, sunt primar de stânga, ca să considerăm așa. Sunt 4 primari de la PSD și eu de la Pro-România. Acum oamenii trebuie să înțeleagă la aceste alegeri. Și unul de la PNL. Și unul de la PNL. Trebuie să înțeleagă că pentru a dezvolta aceste localități trebuie să avem și ministerele la care să batem. Eu, prin Victor Ponta, prin Corina Crețu, am o intrare destul de bună acolo, dar va trebui să avem și parlamentari de la Pro-România. Și atunci vin cu rugămintea ca oamenii să se îndrepte către Pro-România și, dacă nu se poate către Pro-România, să rămână oarecum de stânga pentru a putea primi apoi anumite finanțări care se dau așa cum se dau la nivel național. Da, din 6 decembrie, din 6 noiembrie urmează începutul campaniei electorale pentru alegerile generale, în care sigur că în 6 decembrie vor avea loc alegerile, propriu-zis, și atunci vom ști, până la sfârșitul anului, vom ști exact configurația parlamentului și vom ști exact cine ne va conduce, sau teoretic cine ne va conduce pentru următorii 4 ani. Acum, sigur, Valea Jiului este, așa cum spuneam, privilegiată pentru faptul că marea majoritate a populației este la pensie, o pensie frumoasă, care până la urmă... Bine, oamenii au muncit până la urmă pentru acea pensie, au muncit în domeniul mineritului, care e un domeniu greu. Dar din punct de vedere financiar, vreau să spun că din punct de vedere financiar, marea majoritate sunt plecați afară, mai trimit bani în țară, mai vin, mai construiesc. Pentru mine, ca și conducător de administrație, atâta timp cât oamenii au bani și au posibilități în Valea Jiului, pentru noi nu poate decât să perem, nu poate decât să ne bucure acest lucru. Să ai o pensie cât mai mare și salarii mari, dacă o să putem. Sigur că da. Dacă toți oamenii sunt bogați, înseamnă că trăim într-o țară bogată. Așa este. Așa ar fi. Așa ar fi normal și așa este bine. Bun, mai avem un minut de emisie, domnule primar. Acum, sigur, vă aștept și în campanie să mai dezbatem problemele care vor apare. Până atunci, vă rog, un cuvânt încheiere. Da, ar fi atât de multe cuvinte încât cred că puteți să mai stăm câteva ore, dar pentru că oamenii din Vulcan așteptau anumite lucruri pe care le vor vedea și au început să vadă un Vulcan privind asfaltări și, așa cum am vorbit mai devreme, siguranță,
Tot așa foarte mult așteptau ca în cadrul primăriei să înceapă un control. Vreau să informez pe toți, pentru că sunt transparent, așa cum am spus. Începând de astăzi, Curtea de Conturi este la Primăria Municipiului Vulcan și va face un control la sânge, la tot, privind toate cheltuielile care s-au făcut acolo. În regulă, mulțumesc pentru participarea domnului primar. Doamnelor și domnilor, asta a fost emisiunea din această seară. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine!